Pasionații sporturilor cu motor se vor bucura și în acest an de raliul de la Rânca, așa cum este cunoscută etapa campionatului național de viteză în coastă Dunlop. Lista participanților este încă deschisă, astfel încât piloții care vor să participe la competiție încă o pot face. Sâmbătă și duminică, 10-11, avem a treia etapă a campionatului național de viteză în coastă Dunlop, organizat de FRAS și de Autocorex Târgu Jiu. Până acum avem înscriși și peste 65 de concurenți, înscrierile sunt încă deschise. Organizatorii se așteaptă ca numărul participanților să ajungă la 80. Fiecare dintre piloți va plăti o taxă cuprinsă între 100 și 150 de euro, în funcție de clasa la care vor concura.